Eu am primit mai multe scrisori din teritorii, de la mai multe persoane care au fost implicate recensământul care a avut loc acum în 2024. Oamenii scriu cu așa o durere. Nu vă supărați, stimați cetățeni, că vă iau ceva din timp încă o dată. Mine nu mă interesează aici atât recensământul, cât ce își spun oamenii care au muncit și ce s-a întâmplat cu acest recensământ până la urmă. De asta chiar vreau să vă citesc doar câteva propoziții, știi, nu o să citesc scrisorile integral. Despre care probleme scriu oamenii? Că de la începutul lunii martie 2024, când a început pregătirea pentru recensământ, recenzorii și supervizori nu au fost plătiți pentru munca lor. Chiar și după finalizarea recensământului, banii n-au fost încă achitați. 2. Reducerea sumelor plătite. În contractul inițial au fost promise sume de plată, dar în ultimul contract, am eu mai pus bani, nu le-au dat, dar le-au mai pus semnez încă unul, modificări la contractul, înainte de a angaja. Fiecare contract au fost căzut sumele între 5.000 și 10.200 de lei de la fiecare persoană, dar au fost implicați 4.000 de oameni. Deci compensații insuficiente pentru transport. Deci lor inițial s-au promis câteva mii de lei, că folosesc transportul, personal, străc, benzin. Deci până la urmă le-au schimbat și pe asta, că le dau numai câte 350 de lei compensație pentru mașină. Deci compensația unui deputat pe lună care nu are mașină, dacă nu greșesc, e vreo 6 ori 7.000 de lei câte acolo, da? Și la oameni le dă 350 de lei. Mai departe, probleme cu echipamentele. Pe parcursul recensământului au apărut probleme serioase cu tabletele digitale, care spărnie numai din a treia oară și tot așa mai departe. Lipsa de sprijin din partea conducerii. Conducerea biroului de statistici nu a oferit suport adecvat în teren, iar toată sarcina a căzut pe umerii supervizorilor. Că era un supervizor, am înțeles, la 7 persoane implicate în recensământ. Deci, în total, au fost implicați peste 5.000 de oameni în țară care încă și schedăniți. Mai departe, atunci când s-au adresat cu plângeri către conducere, răspunsul a fost întârziat, cu promisiunea că problema va fi rezolvată abia la sfârșitul lunii, iar plata până la sfârșitul anului rămâne incert. Să mai scrie că au fost foarte mulți angajați fictivi ale rudelor, persoanelor care lucrează în Biroul Național de Statistici. Opa. Așa. Și acolo o ajuns pasiști. Mai departe. Rezultatele doar au spus ca să le avem la sfârșitul anului, preliminare, dar detailatea să le avem în decembrie 2025, adică peste un an jumate după parlamentare. Neplohă, da? Oamenii ăștia, fiți atenți, scriu ei, noi am așteptat banii inițial ca să putem să ne ducem într-o vacanță. Pe urmă, mulți au luat credite de astea, de credite scurte, da? Ca cumva erau siguri ca să le dea bani și a să lămurească. Oamenii s-au băgat în creditele scurte, dar creditele scurte știm foarte bine că sunt foarte scumpe cu procente aberații. După asta s-au gândit că, bun, nu s-au prins să ducem copchii la mare, oamenii deja mulți au credite, acum marca își poate să-și pregătească copchii pentru școală. Și asta au înțeles că n-a să o facă. Deci oamenii ăștia au fost schidăniți. Da, lor a să dea banii ăștia, numai după cum ai văzut la fiecare le-o tăie de la 5 până la 11.000 de lei din banii care trebuie să-i prinească fiecare persoană. Adică ea ca aici să le tăiesc la oameni care au muncit și au umblat prin glot, prin ploaie, prin colp. Voi n-ați putut și încă le-ați tăiet din ce și i-o meritat, că i-o muncit pentru asta. Dar s-a achitat 3 zile ziua independenței. Voi probleme cu banii nu aveți. Mai departe, ca să înțelegi pe tăți eu pus, să întoarcă vestele și rucsașele. Le-au dat voie să-și les numai chipiuri și futbolșile. Voi nebunilor, voi ați ajuns strângeți vitrofșile astea de la oameni și rucsacurile astea. Și erau rucsacuri de chele, de la lui Vuitton și cu dânsul Gheorghe. Dar știi de ce le strâng? A să vezi rucsacurile astea, a să apară prin campanie, că doar au nevoie pentru activiștii lor. Când ea care le luăm de la ăștia, cum pot să iei un lucru băut de la om? Poți să-l lămurești, Gheorghe? Băi, și sunteți de mielă, oameni buni, eu vă promit un lucru. Cei care ați fost implicați, că sunteți peste 5.000 de oameni ați fost implicați, asta înseamnă 5.000 de familii care nu v-ați primit banii. Voi sigur a să-i primiți, ei n-ați vă lesă să nu vă dăi nică, că vin prezidențiale.
Și ieși ei nosă vădea, asclarii și usatii prin dictatura legii. Banii care voi ați avut în primul contract, eu vă asigur că voi să-i prindeți. Nu, credeți-mă, nu o să fie bani în buget, eu am varianta B. A să-l găsesc pe Andrei Spână, a să-l punem o leacă mai mult la tradus, la 13. Că el amut din traduceri câștig vreo 3-400.000 de euro, de acolo, dacă numai cu asta se ocup. Îl ridicăm pe Spână la 2-3 milioane de euro câștig pe an și Spână a zvachit. Это уже мои заботы, oameni buni, voi nu retrăiesc. Eu o să mă clarific cu asta.